The running nuggets. Să sperăm? Vine imediat. Ok. Teo, dă-mi un pic share screen. Ai Battle Pass? Nu. Dă-mi și un pic share screen. De ce? O să-ți fac ceva la stream, că am uitat să-ți fac. Să-ți fac la OBS ceva, că am uitat. Ok. Ha. Ce faceți? Am revenit. Mi-am făcut și eu. Nice. TMS, PUSCAIT, I don't a smiley face. Știam eu că sunt aici. Știam eu că sunt aici. Ce? Nu știu. Că mi-am primit banii pe PayPal, cu plăcere. Nu pot să cred. Știam eu, deci te întreb de ce vrei să fac simonă. Te-ai speriat? Când am auzit aaaa! Dar cum primești banii? Păi o să ți-i primești pe PayPal în câteva zile. Câteva zile? Mhm. Știi că eu sunt pe primul loc la leaderboard, nu? Da. Da, uite-te la solo. La match type solo. Nice. Și pot du-te la score. Și eu sunt pe primul loc. Șmec. Da, ești ready. Vezi că ți-a dat unul un follow. Ți-a dat unul un follow. Pe YouTube. Nu sunt eu. Hey everyone. Păi am tot 5 subscriberi.
Păi tu te uiți, trebuie să te uiți pe The Running Nugget, ai uitat? A, da. Eu sunt pe... Am 2 subscriberi. Yay. Snog. Ăla ești totul. Totul ești. Ești fericit? Și acum mi-ai dat roșu, mi-ai dat roșu. Stai că-ți dau refund. Și chiar ți-am dat un euro. Știi? Știi? Chiar ți-am dat un euro. Că de-abia un euro am făcut pe PayPal. Pe PayPal? Da. Ai un 1,70 acum pe PayPal. Dar ia uite-te că nu știu dacă ți... Cred că pe PayPal îți intră direct banii. Doamne, ce mi-a plăcut! Dar trebuia să mă aștept și să-ți donez când avem mai mulți oameni pe stream. Știi muntele ăla care arată ciudat? Da. Ăla trăgea în mine de acolo când a trecut. Să-i zici Roxanei că ai primit donații. Mama, am primit bani! I-am dat donații! Sunt bogat! Și mama am bravo. Ce ți-a zis? Bravo. Cu fără meu. A! Uai! Te-am îmbogățit! Bine, fie! Dar tu ce ai mai? Un căcat de submașini. Ia bandajul ăla. Ia tu, ia. Nu. Bă, trebuie să fiu pupin curist, că ți-am donat. Nu sunt pupin curist. O, ești un pic. Da. Bă, îți văd pe unul la oest, la, știi, la casa aia. Hai cu mine. Aici. Da. Nu se iau eu acum lui? Mhm. Bă, ce-ai mai bună? Știu. Uite-l. Davide, te voi grijă. E loc. Suntem dreapta de parc. Da, e mort. De ce nu stai și eu? Nu cred! Ah, sorry. E prea bun papu, eu pe papu. Dar tu te-ai jucat până acum numai Fortnite? Da. Tot 0,74 euro. Ce pot să-mi iau de 100 V-Bucks? Ah, you want a Virgin Bucks.
Donation incoming. A, ah, nu merge de 60 de euro 5 fac. Că ți-aș mai fi dat. 60 de 5? Aha. Că atâta mai am pe paper. Dacă vrei mâine, jucăm Rocket League toată ziua ca să facem bani. Ți-aș fi dat, dar n-am avut destul pe paper. Mă trebuie să mă pup în cur în continuu, da? Și când îți iei monitorul? Eu ți-am zis. Vezi că e la 12 ies. La bunici, ca sărbători Crăciunul. După dimineață, deci dimineața m-am jucat niște CSGO. După am plecat, după pe la 7:30 m-am întors. Am fost și la cealaltă bunică. New place, yes, go. Nu cred, mi-a dat nuc. Te o am, am iar blu. Am iar blu. Am iar blu. Am iar blu. Tu nu tai. Vei cu pump în cap. Dansează, dansează. Ah. Ia dansează. Aveam iar bine. Nu. Slurp. Ai pump verde? Ai. Oh. Și gloanțele? Boogie bomb. Uite! N-ai văzut? Unde? Am văzut că a sărit ceva în stânga ta, așa acolo. Da, mi s-a părut atunci.
Sí, no, no sé. Yo me llamo Dux o mi mouse. No sé. Chiar no sé. Uite, 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 dreapta, dreapta, pe munte. Potato aim, mai e unul sus pe munte. Dai, dai, te you've got potato. Uite-l. Vezi că mai e unul sus de tot, de tot. Și te, îți dă snipe. Du-te repede. Ha, nu. Cred că le-ai dat trigger. Oh, așteaptă și dă-le cu buggy bo. Te provoc. Ai jucat? Cai deja un. Ah, ar fi fost. Nu și mai greu să-i dai troll. Și îți merge tastatura, e bine, bine? Poate dai un. Nu. Îmi faci mie umbrela aia așa. Mamă, tu ăștia n-aveau mai mult deloc. 24 e, mă. Good job. Am mișcat ce că la crea că sunt pe munte. Când trăgeam în el de jos. Adică când am necam pe munte, îl lăsăm. Păi, presupun că avea probleme în mintea mea. Da, mental problem. You've got mental problem.
Uite-l, 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 după mașina dreapta. Uite-l. Bagă-te sub scară. Good job. 5 kg, da. M-am îmbătat cu Robbie Bubbles. Știi ce e la Robbie Bubbles? Champagne de copii. Marriage proposals. Women in Alaska and women in New Jersey. It's been quite comical, quite flattering at the same time. Unfortunately, it's not that simple. And the end of his grand adventure off to Alaska is uncertain. But there's one thing he knows for sure. Alaska has been in the title of my show. It's the name of my dog. And it's been my mind for 4 years. Let's get to Alaska. And so I just have to see it. I need to know what this is that's been pulling me there. He can't give up on the last frontier. Ben shared his bus with 100 people along the way and has promised to give it away to one of his followers at the end of his journey. And as for his dog, Alaska, she's in Canada waiting for the day they can finally explore the last frontier together. Emily. Oh, poor puppy. Poate mai vie pe la mine într-o zi și tell him how long he has to wait. Genial, și skinner super șmecheri pe ce sunt. Well, there's no set time frame, but they say the Dar am dat banii înapoi. Michael. When you play CS GO, you say rush B and go. Nu, no, deci te-ai plătit cu carne. Mhm. Eu nu mai am dat banii. Aha, și păi nu, nu vreau să-mi dau ID-ul de la care. Nu vreau. Nu play CS GO. Nu se rush bien GO. Gen, mi-aș lua... Uite-ne iar. Mi-aș lua un mouse rocket. Tu ce zici? Nu știi firma Rocket? Rock ca... E, în fine. Vine acum, nu te băga. Dar de unde știi că sunt? A, da. Vezi că vin? Vin prin stânga mea. Gen mâine când merg la mall, o să mă uit la mouse-uri pe acolo, pe, prin media. Poate vii și tu. Hmm? Poate. Îl iau eu. Te rog, lasă-mi și mie în glanță de el. Ce-a intrat fraierii aia? Dai si mie bandaje. You've got mental problems.
Ce culoare? When you play CSGO, you say right bien go. Ăla de la mașină, nu? Serios? Aveam pam și l-a legat ca o handicapă. Na, eu nu mai aveam glante. Dacă n-aș fi avut un potato, the better they want him to establish social and economic ties to his home, meaning get a job with a contract, go to school, or sign a lease and rent. Basically, prove to them that he's invested in a life outside of the U.S. Now, he did tell me that in his 7 years of traveling, he's never overstayed a visa. All right, thanks, Daniela. Following the rules, but still getting burned. What a bummer. Hope he makes it back. Quite the story. It was truly incredible that people I had never even met felt compelled to write to their senators and congressmen. Even the London US ambassador and governor of Alaska received countless messages from our supporters appealing on my behalf. But unfortunately, there was no avenue of appeal, and the London US embassy would not review my second application for another 6 months, meaning I would miss the tight window to attempt for the Arctic, and the expedition would be delayed for yet. Another year. O să fac seara pe calculator. Nu mai pot să trag bine, că adică nu știi mouse-ul. Mouse-ul paraliza pe creier. Și de-aia vreau mai repede un mouse, nu? Thanks. Thanks. I said thanks, boy. Boy, that's my Cooper boy. Boy, I've got the burst, boy. Boy, I got the shield, boy. 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 When you play CSGO, haide cu mine. You've got no weapons. When you play, please don't die. You've got no weapons. Poate îmi trage încă. Opa, aici. La mine! Repede-te, o să-mi fix în ei. Dead. Da. Și am și pump verde. Ok, îl știu pe nume. Acum doar trebuie să-l bat.
Ah, we did. Yeah, you'll have heal, you'll have heal. I'm gonna whoop his ass. Should I do it over? You're slow. Au, is mort. I-am dat un headshot de sa cacat pe el. E foarte loc, i-am dat cap. Vezi sa nu ne flancheze unul. Unde? E, i-am dat headshot. No. Unde e prietenul? Uite sus, uite sus, mă mor, mă mor. Bine, Teo, vină cu a, repede. Teo, nu mai luta și vină la mine. A, bravo. Ai, că ai făcut cea mai bună. Nu. L-ai lootat pe ăla? Da. Da, mai l-am căcat. Stai că mă duc să mă uit la celălalt dacă are. Ia, vină cu acel. Vină cu acel. Dar eu vreau itemele, tipul. Da, unde îi sunt itemele? A urcat? Păi și cel care i-am dat eu noc jos? Aici era? Era toți aici. Ok, ok. Dar eu boltiu. Și am trebuit muniție la el. Bravo! Ce n-am. Nu, nu, nu. Hai spre airdrop. Bravo, băi. Bravo. Ziceam. I-am dat un căpost. E destul de bun, iar un scău. În același loc. Mamă. Dar că ăsta nu e potato. Te o construiește repede. Cu altceva. Cu bricks, cu bricks. Oh, nu. Știam. Don't be salty. As a perpetual traveler, being stranded at home is my idea of a nightmare. Still, there are worse places in the world to be stranded than on the island of Jersey. Personally, I find that dwelling on negative situations does nothing but drag me down, so I always try to find the silver lining. Being stuck in Jersey forced me to look deeper for new places to explore, and you'd be amazed what you can find hiding away on a tiny island. It's unbelievable. Just like right behind the site, the whole time I've been here, just discovered it on my lunch break the other day.
Now, to some of you, that might just look like a bunch of rocks. That is a dolmen, 6,000 years old. It's like the first settlements in Jersey. It's a bit of history. We've had a lot of problems, but resolving this one was the most expensive of the trip. So I got a job with my old man as an electrician to generate funds for the combi rescue. Hi, dude. Dai ready? Is it the red wire or the blue wire? Meanwhile, on the other side of the planet, old Capito continued to brave the harsh Alaskan winter alone. By the way, ironically, Capito can be translated as snowflake in Spanish. 1,000 miles to the south in Vancouver, Leah and Little Alaska were patiently waiting to get back on the road and were doing a little bonding in the meantime. Espera. Échate. Muy bien. See, Ben, she's still well-trained. The rain has finally stopped, so we're doing Alaska's favourite pastime, which is squirrel chasing. It's been really, really shitty weather, so we haven't been doing much apart from getting out of the house as soon as the rain stops and... Nu, eu am mor. Nu, eu omor. Am o trapă dacă vrei. Nu, mersi. Am un buggy bomb. Mi se pare așa troll bomba asta. Teofino, i-am dat buggy bomb. Teofino, i-am dat buggy bomb. Just doing some fun things for Alaska. Alaska's been trying to make friends with the locals. She's getting very dog friendly now. You got something to say, Alaska? I think she's saying she misses you. We all had itchy feet, and none of us wanted to get too settled into house life. With Ben's current visa saga, we had almost forgotten that we still needed to find a rare transmission for our broken down combi. But we searched everywhere, and no replacement could be found. But just as we thought we'd exhausted the last option, one company proposed to have the answer. Down in Los Angeles, in California, an epic rescue strategy was initiated. This company, Rancho Transaxles, has been building the best and most reliable in performance transmissions for the past 30 years.
We might not be able to find a new transmission, but they could build us a custom spec transaxle to not only match, but actually improve upon what we were currently running. După meciul ăsta o să ies. Hai că am iar blue, am înțeles. Green, de fapt. Vine la tine repede că nu mori. Da. Babu, babu. Nu știu. Mamă. Te mă, hai că i-am dat minut. A, uite-l pe acolo, în cealaltă parte. Vine, Teo. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine. A. Uite ce-o să. Running in the combi. Hearing about our struggles, this guy Brett, who by the way is literally a professional problem solver by trade, reached out to us and offered to help us with some of the logistical challenges that we were facing. Sky condition clear. Temperature 3.1 Celsius. Dew point minus 0.2 Celsius. Brett flew in his 1963 Cessna 205 down from the Bay Area to LA to pick up the new transmission for us. A huge act of kindness, considering we'd never met. But that was nothing compared to what he was about to do for us. Teo, tu te ești pe YouTube? Da. Știi că ești, faci stream, nu? Teo?